Bună seara și bine v-am regăsit la un nou episod din ale lui Zermar și astăzi pe trenul lui Marc suntem fancy pussy pussy moh. De ce? De asta. Suntem niște hipsteri cu tematică sau fără. Nu ne-a stat părul. Tematică nu ne-a stat părul. Bun, și astăzi ce am zis că o să facem? Este vorba despre mirobolanta garsonieră de 11 metri pătrați, care toată lumea a făcut vâlvă și erau foarte supii de acea garsonieră, că e 11 metri pătrați. Bine, de fapt, mai degrabă prețul a fost problema. Să știți că dacă aveți nevoie, eu vă las la 150 de euro de barau. Thank you very much, și nici nu vă înghesuim de bara cu bucătărie și bai. Oameni se par. Ne mai scoatem jumătate din chirie. Așa că mi-a venit ideea să vedem, să nu ne mai plângem atâta despre această garsonieră și să vedem ce am putea face într-un spațiu mic. Tocmai mă plânsesem că n-am spațiu să-mi pun această lampă. Ok. Și are 78 de metri pătrați. Puține crize. Dar nu e pentru mine garsoniera aia. Dar hai să vedem ce am putea face. Și am găsit niște videouri cu, este un băjat, Aista este contul, este, cum îi zice, pagina lui de YouTube. Dar să-i vedem mirobolanta cameră, casă și ce face el cu spațiu. Și uite, putem să luăm, hai să încercăm cu ultimul video? Da, nu. Aia uite, cu... hai că, uite, ăla. Astea sunt cele mai încărcări populare. Uite, asta și mai e încă una. Hai să ne luăm pe astea două. Hai să luăm primoara asta cu un metru. Cu un metru 40 cu 2 metri. Okay. Hai să dăm de la... Ia mă să vedem Alexa, ce vă. Room. Uite mă, se plânge lumea și asta a avut într-un metru jumate să-și pună și jucăriile. Patine. Fii atent ce blană și eu acum am văzut și am mai văzut video ăsta. Ia uite-l. Vreau și eu. Cum și-a pus dracul ăsta mic. Nu mai vreau să cheamă nu știu cum, mă rog, în fine. În calculator, blană, asta e blană ideea. Toată gama Naruto, știe băiatul. Deci, așa arăta înainte. Asta mi se pare că e camera copiilor, dacă nu mă înșel. Camera unul, la unul dintre copii. Sunt despărțite, e o cameră mare care e despărțită în două. Păi nu aveam unul și jumătate la celălalt. Nu, că se vede pe unul din video că e mai, e despărțită cu un perete. Da, am văzut, dar nu era gen într-o parte stăteau ei și într-o parte copii? Erau doi prunci mici. Păi nu țin ca pentru un pat din ăsta un copil și oricum sus rămâne tot ideea de pat. Dacă îi tai în două, îi poți aranja. Nu. Deci are 1,40 m. Ceea ce înseamnă că... Deci ăsta a făcut în 4 metri pătrați? A, păi, dar mai are mă baie și... Nu vă mai închideți mă de bara... mă gândea că... A, păi ăsta nu și pe metri pătrați... Faci mie? Ha? Faci mie? Ce? Aia. Da, ideea este că ăsta are și înălțimea casei de rachetă. Na, ne uităm acum la ce face om. Demontăm bucate în patul. Nici nu intră bine cartonul acolo, o cutie, bine mult. E ca să lățească camera vopsit-o în alb. Ce mai merge făcut ca să mărești camerele sunt să pui oglinzi foarte multe și... Nu lângă copii, doar dacă nu vrei să-i tranșezi. Oh my god! Wow! Face cadru. A, face cadru la pat. Hai să dăm așa un pic. Ce șmecherie chestia asta? E, chestii pe care noi nu știm să le folosim, degeaba comentăm. Dar ideea este că se poate face. Hai să vedem cum le montează cu asta. Deci face omul patul. Da, dar nu l-avea așa de mare, era mai mic. Nu era până aici, păi, cadrul. Pune pe perete, păi da, îl pune pe perete, dar cadrul lui era până aici. El și l-a făcut până aici acum, vezi? Dacă și l-a mângit, da. Da, păi înainte era până aici, asta micuț, așa. Ca boloboc. Oi, nebun. Neapărat? Păi ce vorbești, că dacă aș fi făcut eu un pat de ăsta, cu tot cu boloboc și tot m-aș fi rostogolit din pat. Mamă, deci astea sunt atât de bune. Cum îi zice, am un lapsus. Mă rog, chestiile alea sunt super bune, deci mi-am prins sacul de box cu ele și a ținut. Da, și gaura nu mai știu, nu mai scos de acolo. Că n-a fost prinsă cum trebuie. Ca să scot chestia asta n-am putut, a trebuit să o astup. Oh, și are și steluțe, perfect, perfect. Facem vreau seara. 5 camere. Tu îți dai seama dacă m-aș urca eu pe scara aia? S-ar întâmpla. M-aș urca cu carabin de ăla, știi? Că de-n caz de se rupe, să nu mă duc, mă face.
Da, bine că am rămas fără baterie la cameră după ce am scos de la încărcat. Așa, hai să vedem. A, face tavanul fals. Uh-huh. Și-a băgat pe desubt, a băgat luminițe. Ce-a băgat? Stai așa că... Luminițe, că uite are... A, ok. Și că și mai făcuse încă o cameră, dar ne uităm după aia la ea. Și făcuse cameră cu... A pus și burete, vată bazaltică din aia. Că nu la... Că sus tot așa și-a făcut pat. Și-a făcut pat, da, da, astea, astea de la șmechere. Puțin, mă. Cu să mai mult plâmple decât camera în sine. Adevărat. Deci dacă stai să-ți faci becurile cel puțin alea de la Philips, parcă, sunt cât 3 milioane și ceva, o bandă din ea, un metru de LED, doamne, ia mă. Mai bine îmi dau comandă din China și după aia plâng că... Nu sunt bune. Adevărat așa. Deci peste un an. Corect. Ce face? Dulapul, da. A, dulap pentru figurine. Uh-huh. A, și a glătuit acolo frumos, zugrăvește. Și de o culoare, alb-alb, pam-pam. Ba da, mă, uite că erau și pentru rafturi. Punem rafturile, punem LED. Și banda de LED. Da, am văzut că are bandă de LED normală, dar are o, cum zice, o chestie ca să o facă gen smart. Că e cu telecomandă ea, are banda de LED. Are un dispozitiv pe care da, are un dispozitiv. L-am găsit și în China, e un dispozitiv pe care îl pui la capătul mai degrabă țestoasele decât venă. Dar alea cu Naruto sunt faine rău. Deci este ca camera. Uite, vezi? Are banda de LED și are chestia asta. Da, să le prindă. Dar nu știu dacă vine... Oricum, văzusem și în China o chestie pe care îți faci benzile de LED smart. Luminițe! Știi, și le poți conecta cu Alexa. Păi zicea că are și Alexa. Păi are și Alexa, dar zic că ăstea s-ar putea... Eu, i-a căzut! Ia uite, fii atent! Hop! Brațele astea sunt geniale! Că le poți muta cum vrei. Cale mele. Ca să ridic ale mele tăți, deși rubesc tot. Alte rafturi? Și alea din Jumbo. Becurile din Jumbo. Bă, dar uite, fii atent ce efect dă. Nu ce blană e. Uite mă astea, dar sunt unele de la Philips, mă. Bă, deci cu o să de plângi. Alte figurine, cred că e colecționar. A, ăsta era mă cu sticlele. Ap. Trebuie să văd de la firma asta cum sunt. Mi zice mișto tare făcută chestia de pe perete așa cu lumină cu... Da, ai văzut ce efect dă? Deci la început, stai că mă arăt tot atent. Are și aplicație pe telefon. Păi de asta zic, se face banda smart. Am rămas fără aer în timp ce vorbeam. Ca un de gaming, să nu uităm. E cameră de gaming pentru un puști sau aia fata e, sau... Și pentru el, ești fata nebun. Sau... Eu n-aș plânge. Bă, scaunele astea sunt așa de faine. Că e pentru copil? E un copil, unul dintre copii. Păi, da. Nu știu dacă la fata sau la băiat. Dar arată blană ăsta aici. Uite, de, fii atent ce... Stai, când o strigă pe Alexa pe aici. Să vezi ce mișto să... E maxim diferența între cu lumini și fără. E mult prea blănucă. Ia uite, asta office room. Office. Jap. Gata. Alb. Totul. E și practic. Și aici când vrei să-i faci discotecă. îți chem trei prieteni și intri pe rând. Și ești cu de... Bă, e smart. 4 metri față de 11, smart. Deci mai iei 6. În 6 faci o baie. Păi, în 6, da, exact. Bucătăria. Deci, practic, ce e mai... Bă, garsoniera aia trebuie despărțită. Trebuie pus un perete pe mijloc, îți zic sigur. Bre, dar oricum nu era ideea de garsoniera. Hey, era de preț, 200 de euro, dă-i în pielea mea. Că, dar eu nu înțeleg, ăsta se tot mută, ce face? Nu, cred că e casă cu camere foarte mici. Păi da, mă, dar are tot canalul lui, uite cât este așa. Nu, că vezi că le face toate sunt făcute la el în curte. A, dar n-are mă multe videouri. Are câteva. Și când a pus ultimul? Acum 4 luni. A, uite, acum 4 luni. Nu mă, uite că l-are de un an de zile. E, mă știu pe cineva. Da. Să luăm salteaua, să luăm... Gusturi de camerele alea. N-am văzut ce scria, da? Ce face tot gaming are ea. Deci, aceeași tehnică de... Hai să dăm la cum o aranjează. A, dar la fel face. Tot așa vopsită. Ca să mărească pereții, să mărească iluzia cred de spațiu. Asta e mult mai mică ca și lungime. Și s-ar putea ca să și lungime, dar e mai lată. Deci e cam pe acolo. Și are același principiu, face cadru pentru pa. Are o gaură în... În tavan? Da, nu. Păi pe acolo se duce la baie. Cum vrea să evadeze, pe aici fumează copilul. Ca să nu-l prinde taxul, scoate așa capul.
Și un bag și intră cu ochii roșii. Da, uite, înălțimea la camera asta e cam cât una de la noi. Da, dar nu e indicat să stea un copil de la noi, că ăla dă sigur cu capul. Păi nu, dar mă refer ca și așa, gen îți faci sus un pat, jos un birou. Că poate să stea un copil până în 10 ani. Sau, bine, unul care nu este foarte înalt, că te ridici dimineața. Păi nu spui nici o alarmă să sune. Sau dacă spui alarmă, spui porumbei de aia. Cip-cirip-cirip. Să-ți cip-ciripiască dimineața. Nu dă-lea cum am eu cu rom. La ea nu te trezești cu alertă. Cip-ciripiască. Cu alertă din aia de război. Și pe aia cip-ciripiri. Că dacă doarme cineva ca tine, cum dormi tu în stilul tău de somn, poate să ciripiască până mâine că nu se trezește. Bă, dar mie tare mi-e frică, frate. Deci dacă... Bine, până la urmă pune placa aia acolo. Ei, oricum sunt... Da, nu, susținere. Dar mă gândesc că dacă... Caz, vezi pe ăsta pe birou, să ne... Stă și el, deci nu are cum să... Care susținere, bre? Deci pentru un om normal merge stat acolo, dacă m-aș pune eu să duce. Ei, se duce, te ține și pe tine, tată, odată. Dacă intru pe rând. Bă, dacă lemn consumă ăsta, deci cred că te costă să faci o casă de asta, o să arate birou fain. Ce faci acolo, mă? E tot rafturi, mi se pare că sau avea ceva sau... Din astea? Da, nu știu. Da, cred că e din ăla ca să-și pună calculatorul, fii atent. Pentru unitate. Hai să dăm un pic mai încolo. Ah, ok. Mi-a dat un pic așa peste cap de ce a vopsit mai întâi în alb și după aia negru, dar nu prinde cu vopsia asta lumea. Dacă e... Niciodată. Adică se vede, prinde mai bine, se vede... Culoarea mai culoare dacă e să o pui pe alb. Perfect, se combină. Acolo nu intră. Păi nu, că aici e bucătăria. Nu, acolo îi bagă unitatea. Nu, ei face lădiță de aia, un fel de, cum îi zice? Ce lădiță? Dulap. Stai să vezi de nu-i face un fel de dulap acolo. Din aia de pus, pernă. Bă, da, becurile alea sunt geniale puse. Schimbă tot, efectiv tot schimbă. Iar i-a pus nea de jumbo. Ce e nașpa la becurile alea de aici? E că, efectiv, ți-e greu să le aprinzi. Da, erau cu telecomandă. Știi ce proste sunt telecomenzile astea? Că dacă nu te duci lângă el, nu ți le citește. Bine, dacă le faci cu aplicație din aia, na. Mamă, cât m-am chinuit eu să-mi pun niște becuri de astea pe monitor și nu se lipește adezivul ăla, e o prostie totală. Bine, le-am mai pus încă două adezive pe lângă. Nu știu cu ce le prinde. Are dublu adeziv acolo, e suportul ăla și se desface. Uh-huh. Suportul e lipit deja de lemn și ăla e doar așa ca să-l scoți. Ce mai punem? Scaunul de gagaming. Asta câte scaunul de gagaming are? Am unul pentru fiecare. Păi, da, bă, măcar să-și cumpere scaun dacă jucările astea le tot folosește pacele și pacele. Dacă cacă născut băiatul, mă, și acum e, l-a pus într-o altă cameră, a zis, hai, într-una mai măricică. Păi și sus acolo? Hai că acum vedem, nu ți-am mai arătat că ți-a pus patul. Are laptopul și acum sus. Uite lampă de asta, ziceam, să ne luăm. Să mai sunt cu... Vezi? Cred că da, mă, are pat. Patul. Are de asta de TikTok. Ăstea le împrumută, balul fraxul, balul... Nu era, era doar ăsta pus. Doar unul pus la frate. De baie baie lui. Ce săptămâna asta l-ai tu pe Dark Vader. Săptămâna viitoare nu. Dar uite, da, eu cred că ăsta el doar primește chestii ca să le facă reclamă. Că ăsta nici n-a dat eticheta jos de pe monitor. Bă, dar atunci nu fi cumpărat, bine. Cum îi flutură eticheta. Bă, oricum, omul face treabă faină. Boxele sunt exact aceleași ca la celălalt. Are dublu exemplar. Da, mamă, monitorul ăsta-i... Cum? Pârnaie. Bă, arată mișto. Bă, nu, arată bine pe... Oi să... Poate de cum arăta înainte. Dar eu nu înțeleg ce-i cu gaura aia, deci aia n-a arătat tocmai până. E ceva de erisire, nu știu, dar cred că i-a pus-o. Bă, frumos. Da, uite, fii atent ce schimbă luminile. N-ai, frate, cum, că dacă le lași fără lumini, zici... Meh. I-ai pus 4 lumini, rachetă, zici, mamă, aici mă mut. Dau $300. Ideea e și de economie la spațiu. Ideea e că ai patru deasupra și o să ai birou. Și dacă ai o cameră care nu e foarte mare, poți să faci așa. Cel da, puțin la un copil. Și îți dai seama dacă e un de ăsta un student și să se apuce de stream și să facă live-uri sau bine, chestii de genul. Bine, nu intră în... să doarmă. A, păi nu, mă refer așa ca și idee gen să pui patul sus da. Și jos să-ți faci un birou din ăla. Și în spate nici n-ai patul dezordonat sau cum am mai văzut pe stream.
Erau unii cu dulapul deschis și chiloții pe pereți și patul nefăcut și ei făceau stream. E? Bine, știi care e faza cu toate astea? Că dacă e într-o cameră de genul, trebuie să te și lase proprietarul să faci ceva pe ea. Că așa, dacă e cum suntem la noi, gen în românica noastră, bă, foarte puțin sunt, frate, care să te lase să dau o gaură într-un perete, să-mi pun un raft sau să pun ceva. Și asta e efectiv în patul ăla pe care ai vrea să-l arunci și nu, birou, masa. Dar și dacă îl închiriezi gol, nu prea îți permite nimeni să dai găuri pe perete. Dacă e să-l închiriezi gol, nu prea au pretenții. Dar în mare parte, ca să scoată 200 de euro, au luat un pat de la Ikea și... Bine, ăla care e din Cluj și s-a făcut mare vâlvă, era și mobilat. Da, era mobilat. Dar era prețul foarte mare pe 11 metri pătrați. Păi, dar nu e câte o cameră de cămin. Bine, la noi e în Brașov, nu e... Nu, cu 200 de euro găsești și garsonieră și cred că găsești și apartament la două camere. Până la 200. Și hai să vedem ce suprafețe găsim. Suprafețe utile. Dar nu, hai să dăm altfel. Uite, 150 de euro, dă un pic înapoi, era 150 de euro. Dar bine, mă, suntem în, dau un Brașov, să zic, na. La noi, da, bine, a trebuit la 35 de metri pătrați, 175 de euro, dar 35 de metri pătrați, adică despre ce vorbim? A, e gol, da, nu. Altul? Nu e fancy. Adică ceva să vedem și, bă, dar sunt niște, doamne, ia mă. Pușcărie, frate, pușcărie, uite, ești nebun. Nu, un pic înapoi. Bă, asta e la subsol. Deci uite cum îi trec țevile prin casă. Bă, nu ăsta, că ăla arăta bine și mobilat. Bă, la... Hai, închide. Deci dacă n-ai cu cine să mănânci, mănânci cu țeava, frate. Mănânci cu caloriferul, frate. Deci nu poți să chef, dar, bă, îi pleacă parchetul, ești nebun. Deci aici ar trebui să pună ușă, să o închidă. Că îi fuge parchetul, bă, dau nebunit, mă. Dă un pic înapoi, te rog. Na, bine, 550 de lei, da, 100 de euro, dar lasă-o, frate, că nu poți să stai. Era ăla cu două camere, stai. Uite, ITC 200 de euro, dă un pic pe el. Că-s curioasă. Na, și cu frigiderul ăsta, bă, băiat. Aici ne-ai loc în bucătării. De capul meu. Adevărul e că la ce prețuri sunt? Băi, mamă, deci în baia nici n-aș intra nici dacă aș... Aș fi rupt în gură de beat. N-ai, nu poți, frate, da, n-ai. Ce problemă ai tu cu baia? Da, nu, igienă, frate, n-ai ce. Uite ăsta, are și covor. Ia, dă-o pe aia de la gemi. Și tapetul ăsta care se... Mai bă, fiate, deci fii atent cum se scufurlește tapetul pe perete. Dar de... Omule. Mă, nu facă să plâng. Bă, și aragazul ăsta, ce... Cât e ăsta? E din ăla, e... 180 de euro, da. Etajul 4, 25 de metri. Bă. Hai să mai bă, și e Brașov, nu-i Cluj. Era la aia, la gemenie, dă un pic. Unde? Dă un pic mai jos, 180, dă un pic, cameră cu baie și bucătărie. Vreau doar un pic să văd cum arată. Asta? Da, sunt chiar curioasă. Asta e decent. Bă, arată bine. Momentan. Bre. Momentan am zis, da, așa. Ai baie decent. Exact cum intri, că așa sunt. Majoritatea garsonierelor, cum intri pe ușa, ai bucătăria. De eu să șești de euro, bre. Da, bre, dar astea sunt prețurile. 24 de metri pătrați. Al avea 11, deci e dublu, totuși. Mai e dublu, dar... Hai să vedem, mai găsim ceva? Uite, 100 de euro, vai de viața mea. Bă, deci, eu înțeleg... Eu pe ușa asta nu intru, deci nu intru să mor eu. Nu intru, eu trebuie să intru pe rând în ușa asta. Deci ca să intru aici în cameră, pentru că e cameră, nu e ușă de ieșire. Așa. Eu trebuie să mă bag pe rând. Te tai pe jumate? În patru, ești nebun? Ca să intru. Și pe lângă faptul, bă, că da, arată... Să zicem, e mai decent decât aia cu 160 de euro. Da. Hai să vedem. Dar asta e mai decent. Păi bine, mă, dai 100 de euro și alte 200 dai pe transport. Până în Brașov la job. Câștigi 200 de euro la job? Hai să schimbăm. Așa că, bă, ăla din Cluj cu 200 de euro? E de mobilat? Da, ok, arăta bine, dar nu, că nu se... Păi nici ăsta nu merită. Cer 200 de euro, da, pe un... E mult, e mult prea mult. 11 metri. Bă, un nebunit oamenii. Deci, acestea fiind spuse, mai bine mergem la indianul ăsta și dăm un subscribe.
ne abonăm, aprindem și clopoțelul. Da. Și astea sunt, deci da, bă, merită. Ăla cu 11 metri pătrați, merită. Deci la ce am văzut în Brașov, mi-a venit să plâng. Sunt doar curioasă dacă e aceea. Da, e aceea și camera lui e. Deci acestea sunt spuse altele news. Până data viitoare, ne-am uitat și noi la ceva viral, să zicem. Și am văzut că se poate face și că totuși merită din Cluj. Trebuie să mănânci, trebuie să plătești utilități. OnlyFans, OnlyFans. Hai, OnlyFans și videochat. Așa că baftă. Să aveți clienți. Mă rog, acestea fiind spuse al terenu, să ne retragem și da, până data viitoare, dă un like și subscribe și nu uita, rămâi zen. Pa, pa.